dintre cei trei de aici, sunt singurul care n-a cunoscut-o pe Doina Cornea, altfel decât din traduceri, din scrieri și din atitudini. Și ediția asta, după cum bine s-a spus, este o ediție reverență, făcută în fața unui om care a murit acum un an, dar care începuse pentru multă lume să nu mai fie, din cauza păturii de uitare care îi acoperă de obicei pe oamenii vrednici, pe oamenii demni, pe oamenii verticali, dar care nu ies în față, care nu fac nimic scandalos, nimic infamant, nimic șocant. Din punctul ăsta de vedere, ediția de colecție Puterea Fragilității, al cărei titlu se apropie de un oximoron, dacă nu cumva chiar este un oximoron, e o carte care se adresează deopotrivă celor care au cunoscut-o pe Doina Cornea, care știu povestea vieții ei, și celor tineri și foarte tineri pentru care numele ăsta este încă o necunoscută, există și așa ceva. Doina Cornea este omul care, după mine, și-a trăit viața în cultul adevărului și în cultul valorilor teologale. E straniu aproape să auzi pe cineva vorbind sau să vezi pe cineva scriind despre virtuțile teologale în anul 2010, de pildă, 2012. Și este un om care n-a trucat nimic, n-a cedat și n-a făcut concesii. Este o mână de om, și vorbesc la prezent, este o mână de om care poate să înfrunte un sistem cu armele purității, cu armele curățeniei și cu blindajul moralei. Fiecare dintre luările de poziție ale Doinei Cornea conține cuvântul morală, conține cuvântul adevăr, conține cuvântul bunătate. Bună parte dintre ele conțin și cuvântul frumusețe. Acest om îi scrie lui Nicolae Ceaușescu de prin anii 80, și are un crescendo al indignării. Scrierile ei, articolele, interpelările doamnei Cornea din 1989, nu mai seamănă cu cele din 1982, sunt deja, frizează deja exasperarea și o neliniște care trece de geamandură. Dar valorile sunt acolo, virtuțile sunt acolo și felul în care Doina Cornea își trăiește viața și destinul fără concesii este, cred, ceva care ar trebui să ne inspire pe mulți. Omul ăsta, care a făcut dizidența autentică într-un spațiu care nu acomoda dizidența, spre deosebire de alte țări, e bine, omul ăsta a fost terfelit, călcat în picioare, timorat, înjurat, amenințat, după 1990. Sigur, nu e firesc să se fi întâmplat așa ceva înainte de 1990, dar atunci era într-un sistem represiv, când o femeie era bătută, era împinsă, era îmbrâncită în cameră, în locuință, îi se interzicea să iasă la pâine, îi se ascultau telefoanele, nu îi se aducea corespondența, nu afla de invitații la congrese la care trebuia să participe decât de la Radio Europa Liberă, cu paraziți. Dar același om, după 1990, devine ținta hulirii, devine ținta fixă a pistolarilor de tip România Mare și Vatra Românească. I se adaugă imediat după cratimă Iuhaz. Asta este o vină foarte mare. O cheamă Doina Cornea Iuhaz. România Mare nu uită niciodată să amintească de lucrul ăsta când face acele liste ale intelectualilor care vor fi mitraliați pe stadioane. Suntem în 1990-91. Nu suntem în evul mediu, sau cel puțin nu credem. În evul mediu, mitraliera n-ar fi existat. Dar comandourile de tip Corneliu Vadim Tudor și România Mare o pun pe Doina Cornea cap de listă, ca la tenis. Ea este prima care trebuie lichidată. Și dacă nu o putem lichida fizic, măcar o putem mânji. Putem vorbi vrute și nevrute, putem scrie cele mai mari orori, cele mai mari insanități, pentru că lumea va crede. Și o parte din lume a crezut. Partea cealaltă, care știa de Doina Cornea, care știa de lupta ei cu sistemul, care știa de solidarizarea ei cu muncitorii de la Brașov, cu Nicolae Paraschiv, care știa de lucrurile pe care le simțea Doina Cornea față de episcopii greco-catolici persecutați în comunism, pătura aceea de public și de opinie publică a ținut cu adevărul. Iar această carte, și cu asta închei,
încă o dată spun, este dedicată și celor care știu de Doina Cornea și vor acum să-și amintească de ea, de discuția cu Michel Combe despre libertate în 5 părți și despre atitudinile ei publice, dar și celor tineri pentru care Doina Cornea e un nume, pentru care Doina Cornea este un mic amănunt în istoria noastră din ultimii 40 de ani. E bine, nu este așa. Doina Cornea este unul dintre sinonimele curățeniei, simțului moral și demnității. Mulțumesc mult!